la Olteț. A scos chiar câteva CD-uri bune cu da. Muzica dumneavoastră. Da. Cine a scris tableta asta despre juveți? Dragul meu prieten Ion Pașor. Aha. Da. El spune acolo așa despre juveți. Teritoriu cuprins între Banat, Muntenia, Dunăre și Carpații, meridional, denumit geografic Oltenia, este locuit din cele mai vechi timpuri de juveți. Un popor iute de gură, dar și de mână. A? Îmi place chestia asta. Da. Vă simțiți oltan tot timpul? Da. Aveți mândria aceasta? Nu-mi plac oamenii, de exemplu, la ora actuală, distinsă maestră, care, eu știu, pleacă pentru o lună, două, hai să zicem chiar un an, și la urmă vin și își dau aer și zic, mi-e rușine să spun că sunt român, mi-e rușine că sunt oltean, dar bine, nu în țara asta ai trăit, nu mama țară te-a hrănit, nu aici ai învățat limba și ai putut să te bucuri de toate frumusețile și darurile pământului. Apropo de pasiunea asta dumneavoastră pentru tot ce înseamnă viața satului, să mai descifrăm încă un hobby, ca să zic așa, ne-ați adus și fotografii edificatoare în acest sens. Sunteți un mare cultivator de livezi, să zicem, pomi, nu? Adică aveți... câți pomi ați plantat așa din... Vreo 72. 72 de pomi, aveți o livadă? O livadă destul de măricică, în fața casei și... Au crescut, există sunt mari deja, o zonă într-adevăr de bază, fiindcă dimineața mă scol în florile au rouă și privighetorile cântă. Odată chiar am zis că această rouă este lacrima privighetorilor pe care și-o lasă pe gingașele. Acolo, în zona aia, Gheoroiu, acolo. În zona Gheoroiu, pe dealul Vilor, acolo în Dălurân, de unde sunt eu. Ce doresc să vă zic, vedeți dumneavoastră, fiindcă valurile vieții, acolo undeva eu am scris că așa e lumea trecătoare, când cu nor și când cu soare, la un moment dat, fiind absorbit de muncă, care nu era ușoară, să lucrați și sâmbătă, să lucrați și duminica, de să fim cinstiți, că s-au făcut eforturi deosebite, la un moment dat nu mai știam că cerul are stele. În momentul când am ieșit la pensie, m-am dus... Adică n-ați avut timp să vă mai uitați la stele. În sus, da. Așa. Când am deschis ușa, întâmplarea face că pe ușa mea există o oglindă pe care tata a pus-o acum vreo 30 de ani. La un moment dat, când am deschis ușa, în oglindă mi-au apărut stelele. N-am deschis ușa, am coborât treptele de la scară și am privit măreția cerului. Și atunci mi-am dat seama cât de mult a pierdut copilul care a plecat de acolo dintr-o zonă mirifică, să alerg în lume, o lume... dacă vreți, efemeră, cu plăcerile, cu aplauzele, cu zâmbetele, cu recunoașterea sau, eu știu, și unele necazuri. Ori nu s-a tipărit o lucrare, ori n-a fost bună, ori n-a fost bine înregistrată, reluarea unor emisiuni și așa mai departe. Dar atunci mi-am recăpătat echilibru și în următorii ani m-am apucat. Cu mânuța mea m-a ajutat un cumnaș și așa mai departe. Am îngrădit locurile acelea cu gard de sârmă și mi-am pus 72 de pomi. Cireș, meri, caiș, prun, nuci, deci... butui. Deci, plus vița de vie care era ceva mai bătrână, am scos-o și am mutat-o pe lângă gard. Dar acum este pe o boltă înaltă. De unde, bineînțeles, că îmi fac un vinuleț ales pe care îl folosesc. Așa, pentru sufletul propriu, da. Cu mare plăcere. Da, cred. Domnule Marin Voican, pasiunile acestea dumneavoastră pentru pământul natal, pentru oamenii rapsozii, oamenii care fac folclor,
v-au condus către o altă pasiune, pasiunea pentru o voce minunată care se numește Rodica Anghelescu și care cred că este cea mai bună interpretă a cântecelor pe care le-ați compus dumneavoastră. Rodica Anghelescu, perechea dumneavoastră de viață, ca să zic așa, o soprană cunoscută de la opera din Timișoara, dar în același timp și o interpretă de folclor. Dumneavoastră ați coborât-o de pe piedestalul operei sau ați înălțat-o mai sus, adică de pe piedestalul operei, de pe scena operei, pe scena folclorului. Da. Nu dacă, e jenă să cânte folclor. Dacă opera este, eu știu, în cunoștință de, sau mai bine zis, este apreciată de un anumit sector de al populației. Deci un anumit segment de melomanță. Mai elevat, mai cultivat. Muzica populară este, zic eu, sufletul celor care trudesc în brazdă. De ce vă spun acest lucru? Că mi-aduc aminte când mama și cu fratele ei Ioniță mergeau la Arad. Acest Ioniță lua pământul în mână și îl mărunțea așa și zicea: ei, Anetă, s-a încălzit pământul. Ce frumos miroase areavă. De-aia niciodată n-am să plec din acest pământ. Și lua bățul cu care punea mama porumbii după el și l-arunca. Să fie într-un noroc și anul ăsta și să se facă roadă bogată. Deci eu am prins în perioada aceasta, înainte de colectivizare, dragostea țăranului. De ce? De pământ, de vite, de port și de tradiție. Mă refer la nunți, la botezuri, la cununii, la înmormântare. La ei înțelegeau că biserica este cea care a îmbrățișat pe om și a venit alături de el când? Când s-a născut. Când a zis prima dată mamă copilul. Când l-a botezat în apa sfințită a Domnului Iisus Hristos, deci l-a creștinat. Când a devenit pentru o zi și o noapte împărat și împărăteasă, rege și regine, mire și mireasă. Deci pentru ei aceste lucruri erau sfinte. Nu încălcau ordinea sau se făceau pentru goana după a câștiga niște bani în urma acestor nunți. Lucru care la ora actuală, îmi pare foarte rău, au fost și câteva filme, se fac numai de amorul banului. Din păcate, da. Dumneavoastră ați rămas... Am rămas un țăran. Juvetele acela... cinstit, iute de gură și iute de mână, totuși, cum zicea, adică iute de mână, înțeleg, harnic. Harnic, da. Da. Iute de mână erau și șuții, dar erau hoții, da. Eu așa înțeleg, iute de gură, un guraliv, că vă place să povestiți, iute de mână pentru că sunteți harnic și chiar vă spun că, după părerea mea, n-aveți timp să îmbătrâniți, pentru că, iată, aveți aceste hobby-uri atât de De ce să îmbătrânesc? Care vă țin, da. Sunt acești copii minunați care mă îndreamnă să-mi aduc aminte de ei și răsfoindu-i în agenda vieții mele, că am și o poezie, zice, mai încearcă și continuă și celelalte lucruri pe care le-ai văzut. Eu vă propun, stimați spectatori, să încheiem această întâlnire cu domnul Marin Voican Gheoroiu, oferindu-vă din videoteca noastră un fragment dintr-o piesă de teatru pe care a scris-o chiar invitatul nostru de astăzi, o piesă de care am pomenit la început, dedicată lui Brâncuș și Mariei Tănase. Cei doi s-au întâlnit nu odată. Se pare că, legenda spune, că ar fi și existat un sentiment frumos între marele și genialul sculptor și neîntrecuta noastră interpretă de folclor, Maria Tănase, în care îl veți revedea pe maestrul Marin Voican interpretându-l pe Constantin Brâncuș, iar pe Maria Tănase o interpretează doamna Rodica Anghelescu, cum spuneam, soprana Rodica Anghelescu, care cred că este mândră să interpreteze și folclor.
În poiana florilor, la izvorul zânelor, roa ochilor iubiți, lacrimi de îndrăgostiți. Stejarul este-mbumbit.